Sânge vântut la pungă în centrul de transfuzii sangvine Craiova. Un medic și o asistentă au fost prinși în flagrant în timp ce vindeau pungi cu sânge unui ofițer sub acoperire. Se pare că suspiciunile anchetatorilor ar fi apărut cu câteva luni în urmă. Mai exact, aparținătorii bolnavilor care veneau să solicite sânge ar fi dat 100 de lei pentru fiecare flacon. Cele două cadre medicale au fost duse la audieri. Timp de câteva luni, anchetatorii ar fi primit informații cum că aparținătorii bolnavilor dădeau bani pentru a beneficia de transfuzii. După ce au strâns suficiente date, oamenii legii au organizat astăzi un flagrant, în urma căruia un medic și o asistentă au fost prinși în timp ce vindeau pungi de sânge unui ofițer aflat sub acoperire. Direcția Generală Anticorupție, împreună cu parchetul de pe lângă Tribunalul de Dolj, desfășoară activități în cadrul Centrului Regional de Transfuzii Sanguine Dolj, în legătură cu presupuse fapte de corupție săvârșite de anumiți angajați. Surse din anchetă spun că aparținătorii care veneau să ceară sânge pentru bolnavi erau înștiințați că stocurile sunt goale. Contra unei sume de bani însă totul era posibil, iar un flacon cu sânge se vindea pentru 100 de lei. Reprezentanții instituției se apără și spun că niciun aparținător nu avea cum să cumpere sângele din centru. Păi nu avea cum să-l cumpere și nici discuția aceasta nici nu s-a pus problema. Și atunci oameni care au nevoie de sânge nu înțeleg că trebuie să contribuie și dumnealor în sensul că să mobilizeze măcar pentru persoana pentru care au nevoie donator, da? Și atunci sunt persoane care nu fac așa și atunci vin aici în centru de sânge și dacă există un donator, încearcă să-l stimuleze într-un anume fel pentru a dona pentru pacientul dumnealui. Și probabil aici ori fi având vreun amestec, au solicitat așa ceva, ajutorul celor de acolo. Momentan sunt vizați doi angajați ai centrului care au fost deja duși la sediul parchetului pentru audieri. Perchezițiile au loc la mai puțin de o lună de la scandalul izbucnit în Craiova, la Spitalul Filantropia, dar și la centrul de transfuzii. Autoritățile au demarat atunci o anchetă după ce doi pacienți au murit și alți patru au ajuns la terapie intensivă, după ce li s-au făcut transfuzii de sânge. Rămâne de văzut dacă ancheta demarată în prezent are sau nu legătură cu decesele de la Spitalul Filantropia.